stresez din casă, iar ploaia aia nu mă motivează deloc. Aseară înainte să mă culc a fost prima dată când i-am dat shutdown acestui calculator. Problema e că acum nu știu cum să-l pornesc, pentru că pe tastatură nu există niciun buton care să zică ceva de on-off. Ce fac acum? Trec înapoi la laptop? Granted, I just got a new iMac, and while I'm pretty handy with computers and all, but angles and squares, it's glass and made of aluminum. I tried looking on the keyboard, and I don't see anything. The Apple logo. Da, mă, gata, merge. A trebuit să mă uit pe YouTube să văd cum se face. Și toate videourile aveau 4-5 minute cu oameni care își povesteau viața. Să vezi, mi-am cumpărat calculatorul de la bunicu, este 2 noaptea și nu știu cum să-i dau drumul. Deci am găsit un GIF absolut genial în dimineața asta. Îl avem pe tipul ăsta, care merge pe stradă cu două perne. Când ajunge lângă alt tip, îi două perne și încep să se bată cu pernele. Am început să râd isteric. Chiar e amuzant, nu? Poate că nu. E frumos afară, e așa frumos afară, e atât de frumos afară, îmi place așa de mult când plouă. Felicitări, domnule, felicitări, foarte bine. Asta a fost probabil una dintre cele mai proaste idei din viața mea, să încerc să ies pe ploaia asta cu bicicleta. N-am reușit să ajung la întâlnirea la care trebuia să ajung, dar am ajuns la localul meu preferat, unde peste 2 ore, cred, că am o întâlnire cu colega mea de bancă din liceu, cu care nu m-am văzut de vreo, nu știu, 2-3 ani. Sunt ud fleașcă, pantalonii mei au două culori. Ea este Iris, sora mea. Ce faci, Iris? Bine, gust din omleta asta. Iris, o să înceapă niște cursuri de dans, despre care o să zic mai încolo. Dacă sunteți din București și vreți să dansați... Îți amintești când ne-am cunoscut, Tina? Când am venit prima dată la școală. Bun, cunoscut sau ce? Da, nu știu, ce ți amintești? În ziua în care trebuia să venim la școală să ne întâlnim, noi chiar am făcut un afiș pe care scria Ariel, că nu te cunoșteam. Ca la aeroport. Sure, n-ai văzut niciodată afișul, nu, ai văzut? Nu, nu. Și l-aveam, deci clasa noastră aveam afișul, știi? Wow. Și nu ne-ai văzut niciodată, nu te-am recunoscut, știi? Adică nici nu știu dacă ne-am întâlnit în ziua aia. Și după aia a venit ultima bancă pentru că Bianca, care era din Pantelimon, se dea la ultima bancă și o stăteam cu ea și ai venit și tu lângă noi. Da. Cât timp am stat în bancă împreună? O, Doamne! Am stat la școala 23 și în clasa 11 și după aia în clasa 12 am mai părăsit și a stat cu Dea în bancă. Deci 2 ani am stat în bancă, în aceeași bancă. Mai simte când mâncam covrigei împreună? Și m-am îngrășat la un moment dat foarte mult. Avem... Asta era prânzul nostru, nu? Covrigei în fiecare zi. Da, covrigei, da, exact. Oh my god, exact. Îmi amintesc când am fost primul ascultat în clasa a 10-a de către gansarii. Și ai luat 3. Și am luat 3. Și după aia mi-era super frică de gansarii și am învățat super bine și am luat 6. Atunci eram cu tine în bancă când m-a ridicat primul. Da, era cu mine în bancă, da. Da. Era messenger atunci și vorbeam. Mai știi când ne-am certat? Ne-am certat de mai multe ori. Aoleu, da. Mă țin minte când n-am mai venit o săptămână la școală, da. N-ai venit o săptămână la școală? Da. Că te-ai certat cu mine? Că eram certată cu mai multă lume. Nu pot să cred. Eram în perioada aia când era cu emo, cu de-astea, știi? După aia mi-am făcut părul roz, mai țin minte? Da? Vreai să atragi atenția asupra ta? Nu vreau să atrag atenția, eram eu cool. Când am făcut, am doar 18 ani, intra 10, nu? Oh, Doamne, eram a 10-a? Nu, eram a 11-a. A 11-a? Da. 2008? Da. Da. Eram în Cantemir, stăteam în ultima bancă. Bine, oricum în tot timpul am stat în ultima bancă. era 2008. Oh my god. 1 aprilie? 1 aprilie atunci a fost live. Aveam 3 articole scrise. Da. Unul despre 1 aprilie. Doamne, ce greșeală! Ce articole proaste scriam. Da. Și știu că costa cam 150 de lei domeniu, am dar 18an.ro, da. Și am pus 50 de lei, da, fiecare. 50 de lei, eu cu tine și cu Dea, nu? Și am cumpărat domeniu și am făcut un site. Da. Bă, ce viață! Frate, de acolo mi-a crescut. Acum, serios, foarte serios vorbesc. De acolo mi-a crescut pasiunea pentru digital. Foarte serios vorbesc. Deci de acolo... Vezi?
Vezi ce înseamnă? Da. Păi am fost la facultate pentru New Media. Te-am impactat. Da, serios. De la tine am învățat prima dată câteva elemente de HTML, de la tine. Da. Păi da, că trebuia să centrăm chestii. Da, da, de atunci. Mamă, câte amintiri. Mai țin minte și când ți-ai făcut thread-uri prima dată. Și cum mi-a zis directorul, că arăt ca o maimuță. Da, țin minte asta. Și când mi-a zis Deriga că m-am mutilat, că mi-am pus pierce, mai. Da, chiar ți-ai pus pierce. Da, eu am avut primul pierce sau tu ai avut primul pierce? Ai avut primul pierce. Ți s-a infectat. L-am scos. L-ai scos. Și după aia mi-am pus și eu și te-ai speriat când m-ai văzut. Mai țin de cum ai țipat. Da. Și ne ascundeam de proful de geografie. O, Doamne, da. Când venea proful de geografie, că nu vedea de la distanță, când trecea printre bănci, stăteam așa cu mâna pe pierzi și lăsa în cap așa. Deci Tina era cea care mă corecta mereu. Ea m-a învățat că nu se pune virgulă înainte de etc. în limba română. Era... Ea e cea care m-a învățat să scriu corect în limba română. Mă corecta mereu când scriam pe blog. Acum, pentru că nu știu de câți ani ești plecat în Anglia, acum ne tot întreabă. Cum se spune? Conexie? Conexiune? Trebuie să pun pantalonii pe mine pentru că sunt foarte uși și stau aici de 2 ore și am să-i dau jos să rămân în iegări ăștia. Sunt într-o baie și mă îmbrac. Bag Brompton într-un Chevrolet de la Uber și... Da. Poți să te filmezi și pe tine. Nu, e ok. Nu, e ok. Eu sunt, da. Ea e sora mea, ea e Iris, ea are un nume mai normal, așa. Da. Fraieră să fii să crezi că să fac o poză și nu te filmez pentru vlog. Ești nașpa! Hai zi acum! M-am supărat. Îmi place mult puloverul tău. De unde e? De unde l-ai? De la tine. Am supărat!